Expoziția prezintă istoria Bisericii Negre, o cronologie a evenimentelor din istoria ei, dar și o explicație a background-ului istoric a religiilor, a confesiunii. Este în trei limbi, în limba germană, română și engleză, și se adresează vizitatorilor Bisericii Negre, nu numai adulților, ci și copiilor, având dedesubtul imaginilor dedicată exclusiv copiilor, care conține ilustrații despre evenimentele istoriei Bisericii. Biserica Neagră nu este numai, sau nu o considerăm numai o culisă extraordinară, un edificiu fantastic cu niște opere de artă deosebite, ci este și un lăcaș de cult cu o comunitate vie, și asta am vrut să transmitem și prin această expoziție, ca turiștii noștri să afle aceste lucruri. Aici se prezintă informații istorice, imagini ale unor obiecte istorice, arhitectură. Important pentru noi este faptul că în spatele acestor obiecte de valoare și acestor valori culturale există o comunitate de credință care de-a lungul secolelor s-a manifestat în crearea acestor valori și s-a manifestat spiritual în crearea acestor valori culturale. Ori aceste valori au fost create pentru a fi folosite în spiritul credinței. Acest lucru este foarte important de reținut și încercăm să-l aducem în evidență, această legătură între valoarea artistică și spiritualitatea comunității. Important este, chiar și într-un panou separat, l-am pus în evidență faptul că această comunitate evanghelică există și astăzi, se activează, nu doar în interior, pentru proprii enoriași, dar și în exterior, în folosul comunității a municipiului Brașov.